Omul acestui secol cere pace. Întreaga omenire cere pace. Astăzi dorim să fie auzită vocea noastră, a tinerilor. Ghidați de entuziasmul și curajul vârstei, ne propunem să ucidem războiul declanșat în Ucraina. Nu cu armele, dar cu cuvântul, ce exprimă adevărul. Nu provocându-ne unii împotriva celorlalți, nu ucigându-ne pe tăcute, dar conviețuind pașnic, indiferent de etnie sau limbă. Trist. Totul în jur e trist. În suflet, în țară, în lume. Primăvara caldă ne strânge în brațele verzi, acoperind inimile noastre cu speranța de pace în ziua de mâine. Aproape, departe, război, pace, cuvinte diferite și totuși atât de aproape de noi, de voi, de toată lumea. Cuvântul război astăzi sfidează planeta. A fi sau nu a fi? Și totuși, a fi, a trăi, este răspunsul nostru al tinerilor. Să încercuim întreg universul cu dragostea noastră împotriva războiului. De ce sunteți niște călăi? De ce ați lovit așa o lume întreagă și oamenii tradiției ei? De ce? De ce întreg pământul atât de tare îl răniți? Să-l cuceriți? Acesta-i sensul. Treziți-vă din visul orb, de cucerire prea ușoară, din apăcatului povară. Dreptatea e de partea lor, a celor ce își iubesc mult țara, prietenii din jurul lor. De partea celor ce iubesc, copii și flori, viață și soare, pământul drag unde trăiesc. Glorie femeilor din Ucraina, ce luptă pentru întreg univers drag nouă. Glorie femeilor din Moldova, România, Georgia și Polonia. Glorie femeilor din întreaga lume. Ele sunt protecția umanității și a bunului simț. Femeia dă viață. Femeia apără viața. Femeia și viața sunt sinonime. Trimite-ne, Doamne, o ploaie cu soare, cu șir de cocoare, ce spinte căzarea. Trimite-ne, Doamne, o pace albastră, cu liniște în casă, cu pâine pe masă. Trimite-ne, Doamne, credința cea mare în frate și soră, în vecinii de țară. Trimite-ne, Doamne, ziua de mâine cu freamă de vise, cu gânduri senine. Și abia atunci, Doamne, adunați grămăjoară, vom trăi împreună, pacea în țară. Astăzi, când se duc războaie între viață și moarte, când trăim fără de legi numite normalitate, vă întreb, mai iubim? Grea întrebare, când durerea aproape lui nu mai doare. Astăzi lansez un apel către voi, către noi, tinerii. Prinși de mâini să facem coridoare verzi de la inimi la inimi, înălțând privirea către cer. Deoarece suntem firul de care atârnă pământul, prinși de un petec de cer, mai culegem speranța. Suntem rezerva de credință moștenită de la străbun. Suntem speranța zilei de mâine în această lume a vinovăției. Suntem visul părinților, acestui frumos pământ numit țara mea. Suntem mesageri ai păcii între generații și popoare, care înmulțesc dragostea, pacea, visele. Suntem noi, generația mileniului 3. Să fie pace în lume, azi oamenii doresc. Să fie pace într-una și îngerii șoptesc. Să micșorăm distanța săpată între noi. Să nu distrugem șansa clătită în albe ploi. Războiul de opinii omoară lent speranța. Să adunăm copiii, să învețe ce e viața. Să întindem mâna către vecini, prieteni, frați,
să plângem într-o voce, de pace, în